Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori! În primul rând, aș vrea să vă spun că mă bucur foarte mult că în cadrul Comisiei de Muncă am găsit toată înțelegerea necesară pentru a transforma această propunere legislativă într-una care să servească copiilor cu dizabilități. Extinderea valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap până la împlinirea vârstei de 18 ani pentru copiii cu boli degenerative, care un membru amputat sau suferă de tulburări din spectrul autist, era necesară. Totodată își vrea să atrag atenția asupra faptului că de foarte multe ori bunăstarea acestor copii în școală și familie trebuie să ne preocupe mult mai mult. Dincolo de criteriile medicale pentru încadrarea într-un grad de handicap sau altul, aceste criterii psihosociale sunt luate foarte puțin în serios. Aici aș vrea să atrag atenția asupra datoriei pe care o avem noi toți de a face mult mai mult pentru ca acești copii să se simtă parte din societate și să se simtă ocrotiți și înțeleși așa cum ar trebui. Uniunea Salvează România nu va ține cont nici de data aceasta de apartenența politică a inițiatorilor și va vota pentru raportul de admitere la această propunere legislativă.